Mai sunt câteva ore și campania electorală pentru alegerile locale din data de 5 iunie începe, însă plângerile penale au început să fie depuse la instituțiile statului încă de zilele trecute și asta pentru că se anunță o campanie electorală pe viață și pe moarte. Municipiul Târgoviște nu este mai prejos și aici acuzațiile de șantaj și constituirea unor grupuri organizate care ar putea acționa în campania electorală curg la DICOT. Din câte se pare, bulgărele de zăpadă au început să se rostogolească, unii candidați ai Partidului Național Liberal trebuind să facă acum față unor acuzații directe și totodată unor probe solide aduse de vicepreședintele PSD Dâmbovița Alin Marina, care susține că a fost șantajat și amenințat. Președintele PSD Târgoviște Cristian Stan a făcut declarații incendiare pe seama acestui subiect. Constat că, dincolo de zâmbete, dincolo de cuvinte frumoase, dincolo de declarații publice, Partidul Național Liberal utilizează niște mijloace absolut inadmisibile și, spunem noi, nelegale în cadrul unei campanii electorale. Mai exact, unul din colegii noștri, vicepreședintele organizației de tineret, domnul Alin Marina, a primit amenințări directe, fără echivoc, de la unul din candidații Partidului Național Liberal la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, spunându-i textual să o lase mai moale pentru că a fost luat drept țintă de anumite persoane. Din acest punct de vedere, vă pot spune că domnul Alin Marina a formulat și a depus deja plângere penală la DICOT pentru săvârșirea cel puțin a două infracțiuni. Este vorba de infracțiunea de șantaj și de constituirea unui grup organizat. Mi se pare, repet, absolut inadmisibil să ajungem în această situație, să ajungem în faza în care este sunat, este chemat la o discuție undeva în municipiul Târgoviște și se spune foarte clar: ai grijă că ai fost luat țintă, las-o mai moale pentru că ți se pot întâmpla anumite lucruri. Acum eu stau să mă întreb dacă domnul Alin Marina a fost ținta sau numai cel care trebuia să preia un anumit mesaj. Noi așteptăm ca organele de cercetare penală să-și facă treaba. Cred că e nevoie de o intervenție foarte energică pentru ca această campanie electorală să nu degenereze. Liderul Cristian Stan a spus că există probe concrete care au fost depuse la DICOT. Există probe. Probe foarte puternice și indubitabile, probe care au fost depuse la DICOT, biroul local Târgoviște, în cursul zilei de ieri, și care eu cred că sunt elocvente pentru a dovedi o situație de fapt care are în prim plan intimidarea și amenințarea competitorilor electorali. Într-o campanie electorală care, repet, din păcate, se anunță a fi cea mai murdară campanie electorală la care municipiul Târgoviște a fost martor. Repet, în pofida declarațiilor, în pofida luărilor publice de poziție. Suntem într-un moment în care unul din colegii noștri, unul din liderii organizației de tineret, este intimidat, este amenințat, este șantajat, astfel încât să nu mai desfășoare activități de natură să supere, între ghilimele, în vreun fel,
Partidul Național Liberal. Vicepreședintele TSD Dâmbovița, Alin Marina, i-a făcut plângere penală la DICOT, biroul teritorial Dâmbovița, candidatului PNL la Consiliul Local Municipal Târgoviște, Bercu Adrian Gheorghe, pe care îl acuză de șantaj, amenințare și de constituirea unui grup organizat. Vinerea trecută, în jurul orei 14:30, am fost sunat de individul despre care facem vorbire și rugat, insistent, ca în maxim 5 minute să ne vedem undeva pe centru vechi în Târgoviște, în incinta poștei vechi. M-am deplasat, am avut, să zic așa, inspirația ca în cele 5 minute să fac în așa fel încât să îmi activez o aplicație pentru înregistrare audio pe telefon mobil care l-am introdus în buzunarul de la piept și ce a ieșit de acolo o veți convinge. Voi pune la dispoziție înregistrarea audio. Și de acolo reiese absolut tot. Vă asigur. Doresc să spun un singur lucru, adică să întăresc, cred eu, ceea ce bănuiți. Nu o să tac. O să-mi fac treaba în continuare. Sunt loial acestui partid și, evident, candidatului pentru primăria Târgoviște, domnul Cristi Stan. Deși cred că mulți dintre dumneavoastră ați ghicit deja despre cine este vorba, cine dintre actualii membri ai PNL ar fi putut să mă sune pe mine personal? Prietenii știu. O să-i spun și numele. Se numește Bercu Adrian Gheorghe. Și o să vă și arăt, dacă vreți să faceți și fotografii, plângerea penală depusă pe numele. Ciprian Prisăcaru, președintele PNL Târgoviște, a spus în cadrul unei conferințe de presă că nu știe despre acest subiect absolut nimic. Da, nu știu despre ce subiect este vorba, n-am cunoștință de așa ceva. Așteptăm să vedem dacă s-a întâmplat sau nu. Noi respectăm și pe etica, respectăm și pe contracandidați, nu? Dacă s-a întâmplat așa cum spuneți dumneavoastră, eu personal nu am cunoștință de acest subiect. Vom vedea în perioada următoare. Și Sebastian Marin, candidat PNL pe lista Consiliului Local Municipal Târgoviște, a avut o replică ironică. Adevărul este că Adi Bercu are un fizic impunător, lucrat la sală și chiar ar fi putut să-l amenințe pe Alin Marina și să-l streseze, să-l epuizeze, să-l șantajeze. Adi Bercu este un tip foarte impunător. Socialdemocrații sunt încrezători că instituțiile statului vor face dreptate în acest caz.